Domnul Berisă, mă, este sanzi. Nu te spune nimeni că face bine în radiografie. Hai liniștiți. Dar ce s-a întâmplat? Povestește. Da. Păi zi-mi cine, cu cine te-ai bătut. Nu m-am bătut cu nimeni și nu. Păi dar nu ce s-a întâmplat cu tine? Povestește. Ce s-a întâmplat? Păi te duci în altă parte, dar spune că vede un evrei de la București, la Târgu, dar spune ce s-a întâmplat. Cu asistentă. Zi-mă. Nu, zi, ce s-a întâmplat? Păi zi-mi și nouă, de ce ești așa? Te-ai bătut cu cineva? Cu cine te-ai întâlnit? Am înțeles că pleca de acasă. La pat. Cu cine te-ai întâlnit? Da, cu tău nou. Te-ai dus după piesă, cu cine te-ai întâlnit? Și atunci ce ai făcut? Explică-le ce ai făcut. Zi. Măi, Viorele, cred că noi ne cunoaștem. Cred că nu știi bătii cu toate, da? Zi-mi despre ce e vorba. Cu cine ai avut un conflict? Doamne, nu pot să vorbesc. De ce nu poți? Păi uite cum poți să vorbești, poți să spui un nume. Zi-mi un nume. Duparte? Unde-i satul? Zi, da sau nu? Zi-mă, da sau nu, nu se întâmplă nimic. Zi. E vorba de alte, unde-i satul înainte? Dar atunci de ce? Zi-mă în restul Viorele. Că poți să vorbești, poți să dai un nume. Îți poate să vorbești de aici. Pleci. Deci, poliția vine să mă stresează și în spital. Și da, stai potolit și nu te mai agita atât. Ce te spune odată cine a fost și gata. Ce, Doamne, iartă mai atâta? Spune cine a fost. Hai zi. Mai pus pe drum. Spui cine și de către, să nu pace. Că poți să vorbești, văd că poți să vorbești cu despre să faci. Zi un nume, cum îl cheamă, cine, cu cine te-ai făcut? Sau cine a făcut? Hai, Iurele, zi. Dacă mergi în safari, dar să s-o vorbesc. Vorbesc. Nu pot să spun nume, cine, cum, cine te-ai făcut? Fii să vină, dar să faci. Mă, da! Gata, gata, gata! Gata. Da. A fost tot... Lasă capul, lasă capul. Nu vine sânge de ea. N-are nimic. Hai, mai ridicăm un pic. Dă-i la băiatul acolo, din bară.